Era într-o după-amiază de decembrie, în 2009. Și mașina mea era în service, așa că rugasem un prieten să mă ducă la doctorul estetician la care aveam programare, făcută chiar de tatăl meu, care îl cunoștea și care îl și admira foarte mult. Aveam o cicatrice urâtă aici pe picior și voiam să văd dacă se poate face ceva să arate mai bine. Când am ajuns la clinică, mi s-a spus că doctorul este în operație și ne-am așezat să-l așteptăm. După vreo 20 de minute, apare și pentru o clipă am gândit că este foarte atrăgător. Era îmbrăcat într-o uniformă de medic, din aia verde, purta barbă și mie îmi plac bărbații cu barbă și pe cap avea o bonețică prinsă cu un nod, ceea ce îl făcea să arate fermecător. A zis să se țin drept. Așa. La un moment dat apare, v-am zis, mă vede, îl văd și eu, îi fac cu mâna și spun că sunt fiica domnului Radu. A, încântat, văd că ai venit și cu iubitul. Dar în timp ce eu îi spuneam că nu este iubitul meu, mă conducea deja către sala unde urma să mă consulte. Și cu foarte mare grijă, mai întâi mi-a analizat cicatricea, apoi întreg piciorul și la un moment dat spune: uite ce-i, cicatricea nu este singura ta problemă, ci și toate vinișoarele astea sparte, care arată foarte inestetic. Așa că mi-a propus să vin mai întâi câteva sesiuni să rezolvăm cu vinișoarele, și apoi a zis el că o să rezolvăm și cicatricea. Și totodată mi-a promis că o să am cele mai frumoase picioare din lume. Not. În seara aceea, după consultație, m-am dus la cină la tatăl meu, pentru că vorbeam atunci. De cum am intrat în casă și l-am văzut, i-am spus, mai în glumă, mai în serios, că m-am îndrăgostit de doctor. A, vezi-ți de treaba ta, fată, că nu e de nasul tău. Opa, na, că asta este șansa mea de a fi în sfârșit validată și acceptată de tatăl meu, lucruri după care tânjisem toată viața. Copilăria mea a fost despre doi părinți care nu s-au înțeles niciodată, despre un tată care bea, despre scandaluri și despre bătăi. Iar eu eram întotdeauna acel copil care orice ar fi făcut, nu era niciodată suficient de bun. Cumva modelul 78 cu eroare de soft. Mama mea avea ochi și inimă atât cât putea ea doar pentru fratele meu. Eu eram teoretica tatălui, dar nici el nu putea să mă vadă și să mă accepte așa cum sunt. Am fost întotdeauna acel copil cu ochii triști, dar cu zâmbetul forțat, parcă știind că astfel poate să treacă mai ușor peste tot ce îi se întâmplă. Inconștient foloseam umorul pentru a primi atenția de care aveam atâta nevoie. Era cumva strategia mea de supraviețuire. Și oricum îmi plăcea foarte tare freza. Fix așa, era tuns și tatăl meu pentru că mergeam amândoi la frizerița lui, la tanti Coca, pe care o bănuiam că știe să tundă doar așa, femeie, bărbat, copil, câine, orice ai fi fost. Anii au trecut și am intrat la liceul Gheorghe Lazar, printre primii, dar asta n-a însemnat nimic pentru părinții mei. Vedeți? Aceiași ochi triști și același zâmbet forțat. În această fotografie sunt într-o rochie pe care mi-a făcut-o o mătușă de-a mea din niște rămășițe de material, ea fiind croitoreasă. Învățasem singură să intru la facultate, făcând temele pe care le primeau colegii mei la meditații, pentru că tatăl meu nu-mi dădea bani nici pentru asta, considerând că nu sunt prea inteligentă și deci i-ar risipi. Dar chiar și așa am intrat la facultate, iar realizarea aceasta
Nici ea nu i-a făcut pe părinții mei mândri de mine. Ba fix atunci, tatăl meu a plecat de acasă și au divorțat, iar el s-a recăsătorit cu o femeie care avea 3 fete. Pentru o perioadă scurtă de timp, sau mai lungă, eu prefer să-i spun scurtă, pe mine și pe fratele meu, pe care îl iubesc enorm, ne-a abandonat și le-a crescut pe acele 3 fete, care au devenit copiii lui și de care era foarte mândru. Deci, vedeți, de asta vă spun. Chiar și după ce a plecat, am tânjit după validarea și acceptarea lui. Iar doctorul ăsta era șansa mea. Așa că zis și făcut. Ceva în interiorul meu s-a activat foarte puternic și, continuând să mă duc la doctor, s-a îndrăgostit de mine. Și credeam că m-am îndrăgostit și eu de el. Nici nu mai conta că este musulman și că pentru a fi împreună se subînțelegea din discuțiile noastre că este nevoie să-mi schimb religia. Ceea ce s-a și întâmplat încet, încet. Timp de câteva luni bune, după aceea, m-a pregătit să devin o musulmană de mândrie, cum spunea el. Am început prin a citi din Coran și din cărțile pe care mi le aducea el. Apoi am învățat de pe YouTube să-mi prind voalul, iar la început îl purtam doar când eram cu el, pentru a mă obișnui. Am învățat rugăciunea în arabă și o făceam de 5 ori pe zi. Prima fiind înainte de răsăritul soarelui și dacă reușeam să mai dorm o oră înainte să mă duc la jobul meu din corporație, era mare lucru. Am ținut și Ramadanul timp de 1 lună. Și probabil că unii dintre voi știu că asta înseamnă că nu ai voie nici măcar să bei apă până la apusul soarelui. Și pentru că aveam un gust groaznic în gură, nu știu dacă știți cum e să nu mănânci nimic, nu mi se permitea nici măcar gumă să mestec, deși aș fi vrut. Nu mai beam alcool, nu mai mâncam carne de porc. Iar când el a considerat că sunt pregătită, am parcurs ceremonia de a deveni musulmană, fiind convertită chiar de el, care era imam. Asta a însemnat că urma să port voal tot timpul, adică și la birou. Așa că m-am dus la șeful meu de atunci, un elvețian super deschis la minte, și am spus că eu de mâine o să port voal și am nevoie de o sală unde să-mi fac rugăciunile. Se uită omul la mine și mi-a spus doar atât. Powerful, Radu, ești sigură că asta este ceea ce-ți dorești? Tu ești cea mai nesupusă femeie din compania asta. Dar eu l-am asigurat că asta este ceea ce-mi doresc, așa că a obținut aprobare să folosesc sala arhivei pentru a face rugăciunile. Singura sală care nu era în open space sau care nu era o sală de meeting din aia cu geamuri de sticlă. Aveam nevoie de o astfel de sală pentru că a-ți face rugăciunile presupune pe de-o parte să te cureți. E un ritual de spălare înainte, adică înseamnă să, o să văd cum pot stau pe tocurile astea, să te descalzi, să te speli pe tălpi până la glezne, să te speli pe mâini până la coate, să-ți speli lobul urechilor, să te speli pe față. Imaginați-vă cum eram eu la corporație, mă duceam la baie, mă descălțam și mă spălam în chiuvetă. Și rugăciunea mai presupune și un ritual cu niște mișcări specifice, printre care să mă pun pe jos pe podea și să stau cu fundul în sus. Deci de-aia aveam nevoie de sala aia închisă. Și nu mai știu de ce, atunci în sala respectivă arhivei nu era lumină. Deci când intra vreun coleg să ia un dosar ce avea el acolo de făcut, se speria de mine, văzându-mă în întuneric pe jos, în pozițiile alea super dubioase. Și mi-a zis șeful, fă o hârtie și pune acolo cât ești înăuntru. Și am făcut. Și pe hârtie scria, aici se roagă Oana Radu.
Evident că reacțiile colegilor mei erau dintre cele mai diferite. Erau câteva colege care îmi spuneau că sunt foarte frumoasă cu voal, superbă, se vede și în poze, și mă întrebau curioase cum fac eu să mi-l prind. Alți colegi șușoteau pe la colțuri, cumva cu părere de rău, că aș avea o boală foarte gravă și de asta port voal. Iar un coleg, de câte ori treceam pe lângă biroul lui, că pe unde să și trec și ce să și fac, îmi spunea: băi, Oana, Radu, tu să nu mai treci pe aici, că la câtești de urâtă, mi se sperie și PowerPoint-ul. Și că am făcut, tot atunci, după cum vedeți, am participat la foarte multe conferințe, ca speaker, purtând hijab. Ca și cum nu era suficient că mă știe toată compania, trebuia să mă știe și toată lumea corporate. Am fost judecată de foarte mulți atunci. E firesc, cumva. M-au judecat și prietenii mei, unii dintre ei chiar rupând legătura cu mine. A venit și momentul nunții, să ne veselim puțin, zic. Era în aprilie 2010. Era o nuntă, a fost o nuntă tradițională musulmană. Însă era a doua mea nuntă, dar vă puteți imagina că era complet diferită de prima. Dacă la prima purtam o rochie foarte decoltată, la nunta aceasta abia dacă mi se mai vedea o bucățică de piele. Îmi amintesc și acum de prietenele mele, printre care era Luca prezent aici, care erau foarte preocupate de cum să se îmbrace ele la mine la nuntă, ca să fie evident cât mai acoperite, că nu pot să fie așa dezmățată. La nunta aceea nu s-a servit alcool, dar deloc. Noroc a durat doar 4 ore, iar fratele meu, care știa despre ce este vorba, avea ceva whisky în portbagaj, unde se mai ducea din când în când să-și umezească buzele. Nu tu carne de porc, la nunta mea, nu tu 7 feluri de mâncare, ca la o nuntă tradițională românească. Băi, și-o văd și acum pe o rudă de-a mea, care la nuntă musulmană fiind, își făcea cruce și zicea: Doamne, pupația ștelpile, n-am văzut în viața mea nuntă fără sarmale! Și la nunta aceea, în niciun caz, nu s-a furat mireasă. Așa arătam eu mireasă. Vedeți, aceiași ochi triști și același zâmbet forțat. Îmi dădeam seama că ceva nu e în regulă, dar nu încă nu-mi dădeam seama ce este. Căsnicia asta a durat doar 2 luni, pentru că într-o duminică, după amiază, efectiv mă priveam pe mine de deasupra, în mașina aia scumpă în care eram împreună cu el, mă uitam la mine și nu-mi venea să cred că femeia aceea sunt eu, complet acoperită, purtând hijab la 35 de grade. Și în momentul acela, în mintea mea, veneau tot felul de întrebări. Cine sunt eu, dacă am fost în stare să fac o asemenea schimbare? Până când mai tânjesc după validarea și acceptarea tatălui meu cu orice preț? Chiar sunt o femeie supusă? Ce naiba fac cu viața mea? Și care e scopul meu pe lumea asta? Nu, și cu întrebările astea în minte, am ajuns acasă în seara aceea și am spus că eu vreau să divorțez. Iar joia următoare am fost divorțați, în câteva momente, cu 3 vorbe. 3 vorbe la propriu, pentru că a zis de 3 ori divorțez, 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 cu 3 martori, și asta a fost. Nu mai știu cum să mai schimb ăsta, că nu mai merge. Probabil că se dorește să mă mai vedeți mireasă, așa superbă, cum sunt. Faceți ceva, mă rog, să nu mi se... Așa. Gata, m-ați văzut mireasă, asta este. Acela a fost momentul T0 al vieții mele. A fost momentul din care am început să mă redescopăr. Am început să lucrez foarte mult cu mine. Inițial citeam din
tot felul de cărți de psihologie, de dezvoltare personală. Am fost în tabere, am fost la constelații familiale și multe altele. Și a coincis și cu perioada în care eu am fost ca expat la Milano, experiență care și ea m-a impactat foarte mult și m-a adus mai aproape de cine sunt eu. Au fost ani foarte grei, pentru că au presupus să mă uit acolo unde doare și să las emoțiile să se manifeste. Erau emoțiile acelui copil trist pe care l-ați văzut mai devreme, emoții care acum au prins forma acestui tatuaj de aici. Este tatuajul fetiței Univers, care a acoperit cicatricea de o aveam pe picior. Dar sunt în continuare multe cicatrici, acelea pe sufletul meu, și o să vedem când și cum se vor rezolva ele. În 2015 m-am întors în țară pentru un job într-o altă multinațională. Iar în 2017 am ieșit la cină cu șefa mea de atunci, care mi-a spus că sunt minunată, superbă, dar nu mă mai potrivesc cu contextul actual din companie. Adică ne despărțim. Practic, eram concediată pentru a doua oară. Și vă întreb, ce faceți voi, primul lucru, când deschideți o cutie de puzzle? Și îmi și răspundeți când vă întreb, vă rog. Zic și eu. Uite ce puzzle frumos. Așa, cineva întoarce piesele și eu fac, ce? Nu vă aud, dar vă zic eu, eu întorc piesele și doamnișoara de aici întoarce și ea piesele. Și la fel am făcut cu piesele din viața mea. Adică m-am uitat la ele una câte una. Aceasta, de exemplu, este o piesă viu colorată. Este o piesă luminoasă. Ea aparține unui moment de bucurie din viața mea. Este un moment care mi-a făcut inima să vibreze. Este momentul acela în care am simțit cu adevărat că îl iubesc pe Rareș. Această piesă este una mai întunecată, în schimb. Ea aparține unei perioade de suferință din viața mea. Este perioada aceea despre care v-am spus doar puțin, perioada copilăriei, dar este cea care pe mine m-a impactat foarte mult și care, evident, a contribuit la cine sunt eu astăzi. Am aici o piesă cu un detaliu pe ea. Aici este una dintre valorile mele personale, libertatea. Pentru că mi-am dat seama că nu, eu nu sunt o femeie supusă. Și mai am aici o piesă cu un alt detaliu. Este unul din talentele mele naturale. Este acela prin care îi ghidez pe oameni să se redescopere. Și am întors așa, piesă cu piesă, până când au fost suficiente cât să obțin răspunsuri la întrebările pe care le aveam până atunci. Și mi-am dat seama cine sunt eu atunci, la acel moment din viața mea. Încă întorc piese și o să o fac toată viața. Dar mi-am dat seama cine sunt eu atunci ca suma tuturor experiențelor mele, și personale și profesionale, care evident mă definesc și pentru care sunt recunoscătoare. Și mi-am dat seama și care este sensul meu în viață. Acela de a oferi oamenilor cadrul să-și deschidă și ei cutia de puzzle, să se redescopere, să-și găsească sensul și să trăiască cu bucurie. Deci, doi părinți pe care m-am străduit să-i mulțumesc, două nunți, două divorțuri, două religii, două țări și două concedieri, egal the puzzle of my life purpose. Iar asta înseamnă, cine sunt eu acum? Aceasta. Sunt ok să-mi arăt vulnerabilitatea. Ce o să fie în continuare? Habar n-am. Știu doar că întorc în continuare piesele și vedem ce este acolo. Deci totul este din categoria to be continued. Statisticile spun, și vă zic repede, că 80% dintre oameni nu sunt la un job care să le placă. 80%, și fix ei sunt cei care la interviu îl convingeau pe recrutor că ei sunt cei mai potriviți pentru jobul respectiv. 80% încă nu și-au găsit sensul în viață, iar tot 80%
consideră că unul din motivele de bucurie este fix să-ți găsești sensul în viață. Așadar, să rămânem la acest 80%. Dacă vă imaginați că 80% dintre noi și-ar găsi sensul în viață și-ar avea un job care să le facă plăcere, cum ar fi lumea aceasta? Sunt convinsă că, vrem sau nu vrem, vine un moment în viața fiecăruia în care deschidem cutia de puzzle. Oricum ar fi, mai devreme sau mai târziu. Eu am fost nevoită să o fac, ați văzut. Și sunt aici să spun că tu poți să deschizi cutia ta de puzzle chiar acum. Poți să alegi să o deschizi în acest moment din viața ta. Deschide cutia de puzzle și vezi care sunt acele piese care ți-au adus bucurie, care ți-au făcut inima să vibreze, pentru că și ele sunt parte din tine. Vezi care sunt acele momente care te-au făcut să suferi, pentru că și ele contribuie major la cine ești tu astăzi. Vezi care sunt valorile tale personale, vezi care sunt talentele tale naturale. Iar când vei avea suficiente piese puse una lângă alta și ești foarte aproape de sensul tău în viață, te invit să mai faci un exercițiu de imaginație. Și anume că este petrecerea ta de aniversare a 102 ani, că uite, era domnul Șoracia, dar nu l-am văzut. Și înainte să vină tortul, acel tort minunat, așa cum ți-l dorești, sunt 3 persoane care țin un speech despre tine și despre viața ta. Cine sunt aceste persoane? Și ce vor spune despre tine? Deci tu, când ai curajul, când vei găsi curajul să deschizi cutia ta de puzzle? Tu, cine ești? Iar sensul tău în viață, care este? Mulțumesc!